Salutare pariuri! Pentru ziua de miercuri acestei săptămâni, colegii mei de pe site-ul biletulmizurii.com v-au pregătit 7 pronosticuri. Haideți să le vedem! Leicester-Arsenal. În debutul acestui sezon, cele două echipe au arătat o formă extraordinară. Ambele au cifre foarte bune pe faza de atac, așa că tipsterul BMG se așteaptă la un meci spectaculos. Ultima întâlnire directă a produs goluri la ambele porți. BMG se așteaptă la un scenariu asemănător și propune pariul ambele echipe marchează. Play-off-ul din NBA continuă, iar Wade ne aduce în atenție confruntarea dintre Miami Heat și Boston Celtics. Acesta va fi al patrulea meci al finalei din Est, iar tipsterul nostru se așteaptă la o nouă revenire pentru Celtics. Gruparea din Boston are acum toți jucătorii importanți la dispoziție, iar asta s-a văzut în meciul anterior, când a reușit să domine partida de la un capăt la altul, câștigând mai ușor decât a arătat-o scorul final. Avantajul moral este de partea celor de la Celtics, care au încă un meci obligatoriu de câștigat. Prin urmare, pronosticul lui Wade este pe victoria acestora. Fleetwood Everton. În opinia lui David Chirilă, acest meci poate fi abordat lejer de Everton, deoarece se va confrunta cu o echipă destul de modestă. Everton vine după o victorie obținută cu scorul de 5-2 în Premier League, iar tipsterul nostru recomandă pentru acest meci pariul 2+. Gent Dinamo Kiev. Ambele echipe se descurcă bine pe faza ofensivă, beneficiind de mulți jucători talentați. Importanța meciului este uriașă. Elevii lui Mircea Lucescu vor da totul pentru a marca cel puțin o dată în deplasare, în timp ce adversarii lor vor juca la victorie pentru a avea un avantaj înaintea returului. Pronosticul lui Radu Oprea pentru acest meci este că ambele echipe vor marca. Apollon Lech Poznan. Cele două echipe traversează o formă excelentă, reușind să ajungă în turul 3 preliminar din Europa League, datorită jocului bun practicat pe faza ofensivă. Ciprioții vin după o serie de 6 victorii. În plus, au reușit să marcheze în fiecare din ultimele 12 meciuri de acasă. De cealaltă parte, polonezii vin după 2 victorii obținute cu același scor de 3-0 în precedentele meciuri din preliminariile Europa League. Tipsterul CR7 se așteaptă la un meci echilibrat, dar cu goluri la ambele porți, așa că pronosticul lui este ambele echipe marchează. Molde-Ferencvaros. Cei de la Molde practică un fotbal solid pe teren propriu, acolo unde ratează foarte rar victoria. De cealaltă parte, oaspeții au surprins eliminând echipe mult mai puternice în precedentele meciuri din preliminariile Champions League. Atât Molde cât și Ferencvaros au arătat un fotbal spectaculos în ultima perioadă, așa că tipserul Andrei Chiriță propune pariul pe ambele echipe marchează. Ultimul pont vă este propus de Florin. Acesta a adus în atenție meciul Porto Meșcov-Brest din Liga Campionilor la handbal. Cei de la Porto au pierdut primul meci disputat pe teren propriu în Liga Campionilor, însă acel eșec a venit în urma confruntării cu o echipă mult mai solidă decât Meșcov-Brest. De data aceasta, Porto va avea un adversar mult mai accesibil și nu își va permite un nou eșec, care ar putea să o arunce în coada clasamentului. Prin urmare, tipsterul nostru mizează pe victoria celor de la Porto. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să ne lași un like și să te abonezi la canalul nostru.